Bună seara, dragii mei, eu sunt Mirindel, suntem și live acum. N-am mai avut răbdare ca să mai fac pentru unboxing-ul la microfon și l-am desfăcut. Doar vreau să vă arăt câteva componente din el. Ce pot să spun, Revi Mărgelu m-a ajutat să mi-l fac, să mi-l cumpăr, mi-a spus, mi-a recomandat ce trebuie și mi-a recomandat un microfon destul de simplu, cu inserție pe USB. Nu e mare descoperire, dar e foarte simplu, chiar mi-a plăcut că îl poți băga în microfon, fac și demonstrație. Microfonul e cu intrare pe USB. Îl bagi aici. Nu știu nici să-l bag, sincer. Nu mai să bag în gaură. Se insertează, se bag aici. Așa. Microfonul e tot din metal, ceea ce e foarte bine. Nu m-am așteptat că o să fie din metal. Suntem live stream acum, lumea încearcă să joace cu mine, dar jucăm după inserție pentru ăsta din spate. Aici avem și un volum, numai bine, nu mai trebuie să mai dau de la căști sau mai pornesc căștile, nu mai dau volumul de aici încet, însă mai tare, mai încet, perfect. Nici nu trebuie să mă stresez. N-am mai avut răbdare să desfac, vă arăt și cutia. Up! Fuck. Am făcut ceva urât, fac ceva pe el. Adică vreau să zic că fac ceva pe el și uite aici cutia. Avem aici unde se bagă microfonul, exact în mijloc, din câte am înțeles, se bagă microfonul undeva în mijloc, aici, ca să poți să se audă. Pui așa, dacă e să îl pui așa și rămâne cumva șmecher prins în el, un suport, pui mei, văd eu cum îl instalez, un suport simplu, iar într-un suport mai micuț. Le-am desfăcut și n-am avut răbdare, iar suportul de la masă, de la birou. Aici avem un tripod din metal care e destul de bun. Mă partea asta de plastic, nu știu cât o să dureze asta și cât o să țină. Dar pentru 50 de lire, 60 de lire se merită. Avem ce avem? Protecția la cap, știi ce zic? Asta e protecție. Avem filtru, deci că e țestea de brânză care pui brânză și faci și treci prin ea brânza. Zic și eu, mai când trăi mai la țară. E flexibil, nu e rău. Vede cum vrei. Sebi, Dragomir, mulțumesc pentru like. Aici trec toate prin asta, prin filtru. Și cam atâta e cu ăsta, nu prea mai e nimic din el, doar cam ce v-am arătat. A, da, am uitat să uit. Ăsta este brațul. Mi-e cam teamă cu el că cam se întinde. Când îl pui la loc se închide cam greu, dar când îl deschizi, frate, știi cum zare, parcă n-ai văzut din alea. De fapt, se închide destul de repede, știi? Dar se întinde destul de mare, nu știu, de puternic, nu știu cât o să-l văd eu cât e de rezistent ăsta. Ăsta e brațul așa, să pui în sus. Așa, vezi? Oh, mulțumesc, Sebi Dragomir, îți mulțumesc pentru follow, lol. Suntem live și facem și o înregistrare. Brațul, da, pare destul de flexibil și bun, nu e așa rău. Chestia e că nu i-am făcut test, am băgat microfonul meu ăsta normal și o să-l testez acum seara și mâine o să vă dau, o să mâine dimineața la ora 10, ora României, o să avem live stream direct. Și o să fiu cu microfonul băgat, că acum am pus să-l instalez, așa că ce pot să zic, băieți, mulțumesc, ce am vrut să zic, cel mai important lucru, vă mulțumesc că am primit jumătate din banii ăștia din donațiile voastre. Deci, în jur de 30 de euro sunt din donații și insteluțe și toate prostiile. Așa că vă mulțumesc tuturor că m-ați ajutat să-mi plătesc jumate din el. Și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru mine și pentru like-uri, pentru share-uri, pentru follow-uri, pentru subscribe-ul. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pe canalul meu. Și mâine... Vezi că pică microfonul, la ce te referi? Și mâine o să testăm microfonul și să vedem. Vă mulțumesc frumos, să știi că eu apreciez toate lucrurile ce faceți pentru mine, și prietenii mei din realitate, și prietenii mei de pe videojocuri. Vă mulțumesc pentru toate donațiile și toate lucrurile care ați făcut pentru mine, pentru că pe ăsta v-am făcut eu un video în care vă mulțumim pentru frigider și ăsta e pentru acum, pentru jumătate din asta. Vă mulțumesc mult și sper să aveți grijă de voi și hai să creștem în continuare în comunitatea asta, știi ce zic? Să hai să facem și noi alții mai oameni bucuroși, știi ce zic? Nu doar pe mine. Vă pup!